Programul magistraților de la Tribunalul Hunedoara a fost unul extrem de încărcat pe parcursul anului trecut, când un singur judecător a avut de soluționat aproape 1300 de dosare. În total, Tribunalul Hunedoara a avut peste 13400 de cauze pe rol, iar cele 6 judecătorii din județ au avut de soluționat aproape 48200 de dosare. Tribunalul Hunedoara a prezentat raportul de activitate pe anul trecut și, potrivit datelor furnizate de instanță, în anul 2023, tribunalul a înregistrat un volum de activitate de aproape 13500 de cauze pe rol, în creștere cu peste 2000 de cauze față de anul 2022. Cele mai multe dosare înregistrate și soluționate au fost la secția civilă și contencios administrativ, în număr de 11700, iar la secția penală au fost soluționate aproape 1800 de cauze. Volumul de activitate al celor 6 judecători din raza de competență a Tribunalului Hunedoara a fost în anul 2023 de peste 48.000 de cauze pe rol, în creștere cu 2700 de cauze față de anul 2022. Cel mai mult au avut de lucru magistrații de la judecătoriile Petroșani, Orăștie și Hațeg.